aventurieri, bine ați venit la un nou vlog! Unde mergem noi? La Polul Nord! La Polul Nord mergem, Bri? Și cât facem noi până la Polul Nord? 10 minute! 10 minute până la Polul Nord? Super! Și-l vedem pe Moș Crăciun? Vedem zăpada! Vedem zăpada? Vine Moșul la tine? Am curățat scările. Bravo, și ai mâncat? Și a făcut curat în toate. Și ai făcut lecțiile? Și ce îi zici lui Moșu că vrei să ți aducă? O mătură. O mătură. Ce să ți aducă Moșu? Lego. Lego. Și eu vreau un nou de la Moș Crăciun, un nou. Da. Și tu ce vrei de la Moș Crăciun? Un unicorn mare și tu popier? Tu te o ce vrei? Mașini, fel de mașini. Fel de mașini? Te o vreau mașini? Vreau ceva. Ce ce vrei? Să plecăm. A, păi să mergem să-l vedem pe Moșu, dar știi unde mergem? Până la Polul Nord, a zis Bri. Super, și facem 10 minute până acolo. Cum să facem 10 minute? Așa zis Bri, că facem 10 minute până la Polul Nord. Ar fi bine. Wow, unde am ajuns? Unde am ajuns? La statul lui Moș Crăciun! Ce frumos e! Vreau să merg deja! În ce direcție? Încolo? Încolo! Păi, hai să mergem! It's the biggest Christmas tree! E cel mai mare pom pe care l-ai văzut tu? Da, e cel mai mare broad! Să mergem să-l vedem de aproape! Neapărat! Cază? Și eu? Așa? Acolo! Elfi, te așteaptă! Și la voi sună Moșul. Ce ai acolo? Super. Luminițe. Păi și răspundem. Moșul e pregătit să se întâlnească cu cei mai frumoși copii din lume. Haideți. De-abia așteptăm. Discurile magice ale Moșului. Sună Moșul. Uite, sună Moșul. Ne cheamă la el. Vedeți ce punctual este? N-a întârziat nici măcar un minut. Și o să vă aprecieze foarte mult și pe voi, că ați fost la fel de punctual, da? Hai să mergem să vedem pe Moșu! Ne-a sunat timp de un minut Moș Crăciun și suntem pregătiți să mergem spre el. Prima căsuță din satul lui Moș Crăciun este căsuța spiridușilor. Da, oare ce fac ei acolo înăuntru? Nu știu, hai să vedem. Intrăm în căsuța spiridușilor sau nu? E cineva înăuntru? Nimeni? Nu ne lasă. Dacă construiți jucării și după aia o să zică: ei, ce căutați voi aici? Vreți să vă vedeți propriile voastre cadouri? În alt atelier le construiesc, vin o să-ți arăt. Și aici e? Aici este poșta. Poșta, telefon, telegraf? Da, unde puteți să-i scrieți lui Moș Crăciun. Sau să-l sunați? Nu cred că și-a dat numărul public. Scrie telefon. Scrie telefon, dar cred că ne-a păcălit un pic. Visoarea este mai bună pentru că vede clar ce jucării vă doriți. Da. Așa dacă îl sunați, poate uită că el este bătrân și poate l-a lăsat memoria. Oare scrisoarea mea o fi acolo? Unul dintre locurile cu foarte mare activitate în satul lui Moș Crăciun este poșta. Și ne aflăm în... poșta lui Moș Crăciun. Uite câte scrisori a primit de la copii. Așa că nu întârziați și trimiteți cât mai multe scrisori, pentru că Moșul în curând va veni și e posibil să fie prea târziu. Le-ați scris deja? Apucați-vă de scris de pe acum. Îi plac cuiva jucăriile? Mie. Serios? Mie. Mai tare, mai tare. Mie. Da. Da. Tu ce cauți acolo? De ce pândești în geam? Mă uit câte jucării au făcut spiritușii și elfii! Wow! Wow, câte jucării! Pentru ca în dimineața de Crăciun să puteți găsi în cadouri pe lângă dulciuri, îmbrăcăminte și cărți și jucăriile mult așteptate, spiritușii ajutați de Crăciunițe și de zâne construiesc jucării diverse. Ia uitați, spiritușii la lucru! Fac jucării frumoase și cu multă dragoste! Vedeți câte scule vechi avem aici? Da! Știți că sunt de la bunicii noștri, pentru că și ei toți spiritușii de meserie au fost și l-au slujit pe Moșul cel Bun toată viața. Wow, vezi?
Din generație în generație se moștenesc aceste unelte magice cu care fac ei jucăriile. Oare jucăriile pe care ni le dorim noi sunt aici? Nu sau știu. Sau sunt în următoarea căsuță? Și am ajuns la... căsuța lui Moș Crăciun și ia uite, prin geam se vede șemineul. Dar oare ne-o lăsa înăuntru? Ia uite, are și o cutie poștală. Păi unde crezi tu că primește scrisorile? Acolo, la poștă. Dar oare el cum primește cadouri? Cine îi aduce lui Moș Crăciun cadouri? Voi știți? Elfii. Păi și el trebuie să scrie o scrisoare, dacă scrisoarea lui este pusă în cutia asta. Cred că elfii fac o surpriză și îi ascund prin sacul magic plin de jucării și un cadou pentru el. Și ăla rămâne ultimul, la sfârșit, după ce le împarte pe toate, îi rămâne un cadou. Și se uită și zice, oare ăsta cui e? Și vede pe el scris Moș Crăciun. Își dă seama că e a lui. După o noapte întreagă de muncă, sigur moșul se va bucura. Cine mă ajută să bat tare la ușă, să mă audă moșul? Am nevoie de așa. Hai, să batem. Zice să intrăm. Haideți, vă așteaptă moșul. Bine ați venit. V-a fost dor de moșul? Te ți-ai luat să fii în ton cu mine, da? Bravo! Dar unde dormi? Unde dorm? Uite aici! Hai să-ți arăt că mă pregăteam. Mai citeam niște scrisori de la copilaș și apoi să bagă moșul la somn, că-i bătrân ca timpul și oasele mele au nevoie de odihnă. Ce asta e masa de lucru a moșului? Moș Crăciun! Hai Nicolas! Moș Crăciun! Nicolas! Ce frumos, e în casa lui Moș Crăciun. Moș Crăciun! Toată lumea face poze cu moșul și spune dorințele. Dacă vreți să vedeți pe moșul, veniți în satul lui magic. Spuneți-i dacă ați fost cu minți sau nu, dacă vreți cadouri și ce vreți să primiți și dorințele se vor îndeplini. Toți copiii s-au pozat cu moșul, dar și mami vrea să se pozeze cu moșul. E un loc atât de magic cât nu mai vine să plec de aici. Moșule, poți să mă culc în cabana ta? Și spiritușul, ce frumoasă este! Uite de la ea! Biroul moșului. Cred că știu ce e. Aici, în această cameră, își citește el registrul cu copiii cu minți sau răi. Da, uite, vezi? E acolo, uite, arată-mi degetul, îți arăt, uite acolo. Da, crezi că am putea să-l luăm de acolo și să ne scriem și pe noi la copiii buni? Nu, cred că dacă luăm de acolo, devenim copii răi. Tragem cu ochiul, apărăm pe lista copiilor răi. Mm-hmm. Și eu nu vreau asta. Am strâns aici, de pe tot globul pământesc, fel de fel de lucruri interesante, dar cele mai interesante sunt scrisorile. Știți cum se întâmplă cu scrisorile? Ați fost la poștă, da? Ei bine, de la poștă, spiritușii îmi aduc scrisorii. Eu văd numele și ce-și dorește fiecare. O să mă duc după aceea, după ce aflu ce-și dorește, la cartea copiilor cu minți, aceea mare. Și dacă numele lui este acolo, îi pregătesc cadoul. Voi, ce ziceți? Aveți numele acolo, în cartea copiilor cu minți? Ați fost cu minți? Da! Sigur? Da! Pentru că știți ce se întâmplă? Dacă cineva a fost mai puțin cu minte, a trecut pe la mine vărul meu, Moș Nicolae, ce a trimis așa în avans niște, cum le zice? Nuielușe. Niște nuielușe sau vărguțe. Vrea cineva vărguță? Nu. Atunci să vă aud. Moșule, dragule, nu vărguță bunule. Ei, ce frumos! Dacă nu vreți vărguțe, înseamnă că vreți cadouțe. Florile galbe. Bravo, dragii moșului! Vă mulțumește moșul pentru așa colin. Bravo! Am găsit o nucă mică, poate reușim. Wow! Wow! Puternic!
Pentru că nucile care le are moșul Cos sunt mari. Ce credeți? De ce? Magice. Bineînțeles. Am găsit și una micuță. Doar să vină copiii, spune că adică moșul are aici. Și aici e... atelierul de pachetat cadouri. Exact unde e ultima etapă. După ce au creat cadourile, trebuie și împachetate și trimise aici, la copii cu minți. Exact. Atelierul pe care l-ați văzut mai devreme, cu sculele acelea vechi de la bunicii noștri, venim și le împachetăm aici frumos pentru voi. Unii dintre voi chiar ne scrieți și în scrisori, moșul ne spune: Andreea își dorește ca al ei cadou să fie împachetat într-o hârtie roz și noi ținem minte la fiecare în parte. Și vi le punem așa cum doriți voi și moșul știe exact ce cadou trebuie să ajungă la fiecare copil și la fiecare părinte. Când îi scriem o scrisoare, după ce ne-a trimis cadoul, putem să îi trimitem înapoi o scrisoare să-i mulțumim. Nu doar să-i cerem, da? Îi scriem înapoi să-i mulțumim și să-l întrebăm dacă își dorește și el cumva ceva. Ce ai primit acolo de la casa lui Moș Crăciun? Brățărul! Wow, și ce colorată e! Un camână? Da. Păi e cadoul lui Eric. Pentru ce ai luat cadoul? Să mă fac acolo magică! A, te faci magică? Da. Strălucești în noapte? Da. Ca o zână? Și pot să fac cadoul pe aici. A, ai vrea tu? Ei, iată, dragilor, Tania magică, cu care plec în marea călătorie în noaptea de ajun. Și acolo este și costumul meu de gală, doar n-o să plec așa îmbrăcat ca acasă. Așa, te simți deja Moș Crăciun. Așa că puteți să fiți bucuroși. Sunteți în Sania moșului. Văd Sania, dar unde sunt trenii? Uite, aici sunt doi. Doi? Luana, da. Tu știi de ce renii nu se mișcă? De ce nu se mișcă? Pentru că vor să-și conserve energia pentru ziua cea mare. Mm. Îți dai seama că au de alergat o lume întreagă cu cadouri pentru toți copiii. Dacă știam eu că moșul e așa magic, veneam mai de demult la el. Aoleu, ce-ați pățit? Sunteți plini de zăpadă! Nicolas, în curând o să te transformi într-un om de zăpadă! Câtă zăpadă vrei să cadă pe tine? Dar așa cum totul e magic aici, și zăpada e magică, nu se topește! Păi, păi... ia uite! Și mergem cu ea acasă? Da! Și e bună, că ne putem face multe poze! Da, și să avem multe amintiri! Luana, mie îmi place aici. Dacă vreți să veniți în satul lui Moș Crăciun, veniți mai pe seară ca să puteți să vă bucurați de toate aceste luminițe colorate și frumoase. Și mai ales de bradul lui Moș Crăciun, care e imens. Da? Oare câte cadouri o să fie sub brad? Miliarde, cred. Miliarde? Sau poate bilioane. Sau poate infinite. Oare ale noastre o să fie acolo? Mai mult ca sigur, nu. Pentru că o să fie sub bradul nostru. Da, ai dreptate. Păi ai uitat că trece și pe la noi. Normal că vine și aici, dar vine și la noi. Ce frumos se la Santa acasă, nu mai vreau să plec. Mergem să punem scrisorile. Luana, tu ai vreo scrisoare? Nu ai am. Și tu una sau ce e acolo? Nu, e a copiilor asta. Dar tu ai scrisoare? Nu. Atunci? Păi și eu, scrisoarea mea, poate o fac acum, stai două, bine. Așa, ridică. Bravo, dă-i drumul. Nu! Andreea și-a pus scrisoarea, Nicolas nu vrea să-i dea drumul, îi place prea mult și zice că dacă mai sunt copii cu numele de Nicolas și
moșul nu o să știe cu e. Cum o să știe el ce cadou vrei dacă tu nu-i trimiți scrisoarea? Uite, Andreea s-a pus-o deja. Uite, o să-ți recunoască scrisul. Numele, da, și scrisul. Hai să pune. Cum o să știe cine e Nicolae? Păi o să știe, pentru că e scrisul tău de mână și e ca o amprentă. Ți-l recunoaște. Hai să vedem, uite, facem așa. Tu trimiți scrisoarea, știi ce cadou i-ai cerut. Și dacă ți-l aduci, înseamnă că ți-ați citit scrisoarea. Și că a știut că e a ta. Uite așa, vedem dacă... Dar niciodată o să văd. Ce să vezi? Nu o să mai vezi scrisoarea, că eu dai lui moșul. Mami, nu poate că în hotel? Păi trebuie să alegi ori scrisoarea, ori cadoul. Yay! A reușit! Și mai avem pe cineva, da. Pune scrisoarea aici. Mai? Că de ce? Ei nu vor să trimită scrisorile, da. Să-i primești cadou. Mama! Suntem în baia lui Moș Crăciun și Nicolae zice că este un portal. Sunt puse două oglinzi, una față în față. Și creează acest efect. Da, moșul e magic și baia e magică. Și acum suntem în magazinul lui Moș Crăciun, de unde putem lua o groază de jucării. Dar noi nu le luăm acum, așteptăm să ni le aducă moșul. Vreți să facem o poză cu moșul din groaza? De plastic, nu moșul adevărat. Ho, ho, ho. Ați fost cu minți? Ai fost cu minte? Și câte cadouri vreți să primim? Multe și frumoase. Mara, de ce nu ești pe scaunul lui Moș Crăciun? Te așteaptă acolo ca să-ți dea cadouri și spune-mi ce vrei de la Moș Crăciun. A fost un copil cu minte sau nu? Teo, tu ai fost cu minte? Și ce vrem de la Moș Crăciun? Bine, atunci Moș Crăciun o să-ți aducă nu știu cadou. Nu! Ai curaj? Bravo! Eu zic că e timpul să plecăm. Eu nu vreau. Asta e prea frumos și magic. Eu zic să rămânem. Eu zic că totuși trebuie să mergem cu părere de rău spre casă. Eu cred că rămân. Stai așa un pic. Rămân aici. Cum să rămâi? Nu ai voie să rămâi aici. Cum să rămâi? Vrei să într-o căsuță din asta și mă colc. Dacă moșul te transformă în spiriduș, nu poți să rămâi. Fac jucării pentru toată lumea și pentru mine și pentru toți. Nu!